Bun găsit la jurnalul TV Sud. Percheziții de amploare astăzi în județul Gorj. 7 persoane între 40 și 65 de ani din localitățile Novaci și Mușetești, printre care și personal silvic, sunt bănuite de polițiști pentru mai multe infracțiuni de furt de lemne. Oamenii legii au percheziționat 3 locuințe din orașul Novaci și au ridicat mașini, bani și alte bunuri. Bărbații sunt cercetați pentru mai multe infracțiuni silvice care au fost săvârșite în urmă cu 2 ani. Din cercetări, polițiștii au stabilit că în anul 2021, 7 bărbați cu vârste cuprinse între 40 și 65 de ani, din orașul Novaci și comuna Mușetești, în calitate de personal silvic și transportator de material lemnos, au întocmit documente false pentru a le utiliza la tăierea și sustragerea ilegală de material lemnos din fondul forestier, acesta fiind transportat în baza unor avize false. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat probe din locuințele suspecților. În urma perchezițiilor, polițiștii au indisponibilizat 3 autoutilitare destinate transportului de material lemnos, un tractor și ridicat în vederea continuării cercetărilor 2 ciocane silvice și o marcă silvică artizanală, 6 motofierăstraie, un calculator și suma de 28.000 de lei. Persoanele au fost conduse la audieri de oamenii legii. Mutare surpriză în politică. Adrian Dăianu, directorul general al Societății Edilitară Publică, a trecut la PSD după ce organizația municipală a PNL Târgu Jiu, din care făcea parte, a fost dizolvată săptămâna trecută. Acesta a semnat astăzi adeziunea la noul partid de față cu șefii social-democrați. Adrian Dăianu și-a dat demisia din PNL după ce biroul politic județean a desființat echipa din care făcea parte, condusă de primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu. Acesta a ales să treacă în tabăra adversă, iar anunțul a fost făcut în această dimineață de social-democrați după ce Adrian Dăianu a semnat adeziunea de membru în echipa organizației locale APS de Târgu Jiu, condusă de senatorul Cristinel Rujan. Dăianu este primul din echipa primarului Marcel Romanescu care face pasul către PSD. Organizația PNL Târgu Jiu s-a adunat în această dimineață pentru prima dată în noua formulă. Întâlnirea a avut loc în Parcul Central din municipiul Târgu Jiu pentru a servi cafeaua liberală la propriu. Noua echipă este condusă interimar de Iulian Popescu, iar obiectivul principal este să pună umărul pentru a câștiga primăria Târgu Jiu. Zeci de persoane, printre care și membrii ai fostei organizații locale care a fost dizolvată săptămâna trecută de biroul politic județean Gorj al PNL, au venit la întâlnirea din parc. La eveniment a participat și Ion Iordache, președintele PNL Gorj, alături de Cristina Cilibiu, prefectul județului Gorj, și Robert Filip, primarul orașului Rovinari, care au transmis un mesaj de unitate celor prezenți. Vreau să-i mulțumesc lui Iulian, în primul rând, pentru că a acceptat să își asume această responsabilitate de a lega o echipă, o echipă pentru Târgu Jiu, o echipă de care avem nevoie cu toții, de care Târgu Jiu are nevoie și dumneavoastră, noi cei care suntem astăzi prezenți aici, suntem prezenți tocmai pentru acest lucru, pentru că simțim că trebuie să ne aducem cu toții aportul, trebuie să facem niște lucruri și să nu lăsăm ca destinele noastre și viitorul orașului Târgu Jiu și al județului Gorj să fie în derivă. L-am auzit pe Iulian spunând o poveste frumoasă despre această zonă. Eu mă simt așa în timp, parcă că arată ca și când m-aș fi întors în timp vreo 20 de ani când treceam pe aici prin parc. Arată cam la fel lucrurile și mie nu-mi place, sincer, dar asta e viața. Sunt lucruri de făcut multe. Și din păcate nu poate să facă lucrurile astea un singur om sau să ne rezumăm la oameni care merg pe persoană fizică. Eu cred cu siguranță că se pot face mai multe lucruri și nu se pot face decât dacă toată lumea vine strânsă undeva unită. De asemenea, foarte mulți antreprenori locali de toate vârstele au participat la acțiunea inedită a liberalilor. Reprezentanții PNL au transmis că astfel de întâlniri vor mai avea loc în viitor pentru a da posibilitatea participanților de a se cunoaște mai bine între ei și a face schimb de idei într-un mediu mai relaxat. Aceștia au mai spus că toți cei care s-au adunat astăzi vor să pună umărul și să construiască cea mai bună echipă pentru Târgu Jiu. 6 persoane din județul Gorj, printre care și 3 copii, au ajuns la unitatea de primiri urgențe a spitalului din municipiul Târgu Jiu după ce s-au intoxicat din greșeală cu insecticid. Medicii le-au făcut analizele necesare, însă pacienții au refuzat să se interneze în ciuda recomandării specialiștilor.
Incidentul a avut loc pe 9 mai, iar adulții și copiii nu au avut simptome după intoxicare. Însă, îngrijorații, aceștia au mers la spitalul din Târgu Jiu să-i vadă un medic. Din fericire, toți se află în afara oricărui pericol. La unitatea de primiri urgențe, în seara zilei de 9 mai, s-au prezentat 6 pacienți, 3 adulți și 3 copii, după ce au ingerat involuntar insecticide. Aceștia erau asimptomatici, iar starea lor generală era bună. Pacienții au plecat acasă după ce și-au făcut analizele. Medicii de la unitatea de primiri urgențe le-au prelevat sânge pentru analizele medicale, le-au recomandat să rămână în spital pentru supraveghere medicală, dar aceștia au refuzat. Copiii au fost văzuți de un medic pediatru care a recomandat același lucru, adică să rămână peste noapte sub supraveghere medicală, însă adulții au refuzat și pacienții, toți 6, au plecat acasă. Insecticidele sunt substanțe folosite pentru combaterea insectelor dăunătoare sau a acarienilor din culturile agricole. Situație disperată la spitalul din orașul Novaci. Unitatea spitalicească a acumulat datorii de peste 500.000 de lei la utilități și furnizori după ce Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Gorj a alocat pentru acest an un buget mult prea mic pentru cheltuielile actuale. Managerul Emil Grigore se teme că spitalul va intra în faliment dacă nu va primi banii. Directorul Spitalului Orășenesc Novaci, Emil Grigore, trăiește de la începutul anului un coșmar. Nu are bani să plătească facturile uriașe și se simte neputincios în această situație. Managerul se așteaptă la cei mai rău dacă situația va continua. Problema utilității, a crescut curentul, a crescut motorina, a crescut prețul la medicamente, prețul la materiale sanitare. Au explodat toate, că știe toată lumea. Da? Nu s-a gândit nimeni că, din potrivă, contractul meu care s-a făcut început, actul adițional care s-a făcut cu 1 ianuarie, a fost mai mic decât ăla în 2019. Mai mic, că așa le-a dat dânșilor din calcul pe perioada cât a fost pandemia. Pe trimestru 1 eu am o depășire, de exemplu, pe care ar trebui să mi-o da casa, undeva în jur de 5 miliarde. Înainte se făcea o regularizare la 3 luni, la 6 luni. Chiar nu înțeleg în condițiile în care toate s-au scumpit și nu mi-a venit factura de curent pe anul ăsta deloc. Suntem în luna mai. Vă dați seama când va veni că totul la mine este pe curent și boilere și așa mai departe. Am furnizori neplătiți din decembrie pe medicamente, pe materiale sanitare. Dacă situația va merge tot așa, domnule director, înseamnă că se blochează totul, adică se blochează. Păi vă dați seama că intrăm în faliment. Managerul Emil Grigore este revoltat de această situație și nu are de gând să stea cu mâinile în sân. Am făcut un memoriu la Casa de Sănătate Gorj, am avut o discuție cu doamna președintă, aștept, o să mai depun un memoriu și la Casa Națională la București, pentru că nu este posibil să nu facă o corecție, eu oamenii aia i-am tratat. Da? S-au consumat materiale sanitare, s-au consumat medicamente. Lipsa banilor blochează investițiile în spital. Că sunt în derulare cu investiții pentru autorizația de la ISU. Da, da? A trebuit să amân puțin lucrările pentru că nu am efectiv de unde să plătesc acești bani. Și peste o perioadă o să vină ISU, o să mă amendeze din nou că nu s-au terminat lucrările. Cui să-i explici că tu ai contract și că lucrezi, dar că nu ai bani să plătești? Conducerea spitalului din Novaci se așteaptă și la penalități la facturile neplătite la timp. Transportul elevilor din județul Gorj ar putea fi modernizat și mai puțin poluant pentru mediul înconjurător. Consiliul Județean Gorj s-a înscris în cursa de obținere a peste 6 milioane de euro bani europeni pentru microbuze electrice. 50 de localități ar putea beneficia de transport eco, însă nu și municipiul Târgu Jiu. Condițiile de transport ale copiilor de acasă la școală și retur ar putea fi îmbunătățite în majoritatea localităților din Gorj dacă autoritățile județene vor reuși să obțină finanțarea necesară. Reprezentanții Consiliului Județean Gorj se plâng că au la dispoziție un termen foarte scurt pentru a pregăti documentația. Cererile de finanțare vor putea fi depuse în perioada 15-26 mai. Până la finalul acestei luni, Consiliul Județean Gorj va depune pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență un proiect care vizează dotarea unităților de învățământ preuniversitar din localitățile județului cu microbuze electrice pentru îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevi.
Suma aproximativă totală care poate fi accesată pe proiect este de 6,1 milioane euro fără TVA. Lista localităților eligibile se găsește în ghidul de finanțare. Consiliul Județean Gorj vine în sprijinul celor 50 de administrații publice locale de pe raza județului, care figurează în anexa la ghidul solicitantului lansat de Ministerul Educației Publice, anexă care cuprinde lista localităților eligibile ce pot beneficia de microbuze electrice. Municipiul Târgu Jiu și Țicleni sunt două din cele 7 orașe ale județului Gorj care nu s-au încadrat în cerințe pentru achiziția de microbuze electrice cu bani europeni. Jurnalul TV Sud a ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un weekend excelent!